Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lillo, vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 5-a, unități de măsură pentru arie. Azi o să avem următoarele activități. O să măsurăm, o să transformăm și o să aplicăm cele învățate. La măsurare, aș vrea, vă rog frumos să-mi spuneți, să răspundeți, câte pătrățele este aria dreptunghiului pe care îl vedeți în imagine. Da, aveți dreptate, sunt într-adevăr 3 ori 2, 6 pătrățele. Dar dacă vă cer să desenați un pătrat cu latura de 10 mm în caiet, ați putea să-mi răspundeți câți centimetri pătrați este aria acestui pătrat? Da, pentru că 10 mm e 1 cm, deci aria va fi 1 cm pătrat. Și dacă v-aș cere să calculați aria copertei manualului de matematică, cum ați proceda? Da, probabil ați măsura lungimea și lățimea și o să vedem pe parcursul lecției de azi ce operație trebuie să faceți cu aceste două. A măsura. Când dorim să măsurăm aria, de exemplu aria acestui dreptunghi roșu, de fapt facem o comparare. Comparăm aria dreptunghiului cu aria unui pătrat. În situația asta poate fi un pătrat cu lungimea laturii de 1 cm. Și atunci o să spunem că aria dreptunghiului este formată, dacă vă uitați, și dacă am continua această construcție, aria dreptunghiului este formată din 54 de pătrățele verzi, pentru că este 9 ori 6, sau pot să zic că e 54 de centimetri pătrați. Deci când exprimăm aria, avem nevoie de un număr și o unitate de măsură, care poate fi centimetri pătrați, dar observați că poate fi un pătrățel. Aș ruga acum să exprimați aria acestor dreptunghiuri, cele trei dreptunghiuri sunt identice, în funcție de aria acestor figuri geometrice. Și dacă ne uităm, primul dreptunghi este format din 6 pătrățele, al doilea dreptunghi e format din 3 dreptunghiuri și al treilea dreptunghi, poate ați ghicit deja de ce, e format din 12 triunghiuri galbene și aici puteți să vedeți cum le putem așeza. Dar este destul de dificil să măsurăm aria întotdeauna cu ajutorul unei figuri geometrice. Și atunci există o figură geometrică, un pătrat, care are latura de 1 metru. Și asta vom folosi ca unitate de măsură pentru a măsura aria, adică un metru pătrat. Deci dacă ne închipim un pătrat care are latura de un metru, aria acestui pătrat este de un metru pătrat. Ei, desigur, în viața de zi cu zi, nu întotdeauna ne ajunge să exprimăm în metri pătrați aria unei suprafețe. Dacă ne uităm, de exemplu, la acest om, la acest roboțel, din moment ce toate dimensiunile sunt în centimetri, posibil că nu e o idee bună să exprimăm suprafața hârtiei sau cartonului din care e construit roboțelul în metri pătrați. Adică o să avem nevoie de submultipli metrului pătrat. Aici, după cum vedeți, avem un pătrățel foarte mic cu latura de 1 mm. Aici avem un pătrățel deja mai mare cu latura de 1 cm, vine pătratul cu latura de 1 decimetru și, desigur, 1 metru pătrat, care este unitatea de măsură. Dar la fel de adevărat e că dacă vrem să exprimăm, de exemplu, suprafața României pe harta Europei, dacă ne uităm pe Wikipedia, ne și apare suprafața totală, dar observați că unitatea de măsură este kilometri pătrați, adică nu este exprimată în metri pătrați. Deci,
îi bine să folosim și multiplii metrului pătrat, care sunt decametri pătrați, hectometri pătrați și kilometri pătrați. Două din acestea au denumiri specifice. Decametru pătrat se mai numește un ar și hectometru pătrat este hectarul. Cum facem transformările? Păi, dacă trecem unitatea de măsură multipli și submultipli, observăm că nu este o diferență mare față de cum a arătat această dreaptă la unitățile de măsură pentru lungime. Diferența care există totuși este că absolut toate unitățile de măsură sunt la pătrat și un segment, de data asta, nu înseamnă 10, ci înseamnă 100, adică 10 la puterea a 2. Și atunci și transformările. Dacă vrem să transformăm, de exemplu, din centimetri pătrați în metru pătrați, adică din ceva mai mic în ceva mai mare, e clar că vom face împărțire. Dar vom face împărțire de data asta cu 100 ori 100, adică cu 10 la puterea 4. Fiecare segment de data asta valorează 10 la puterea 2. Dacă vrem să facem o transformare acum din ceva mai mare în ceva mai mic, adică din hectometri pătrați în decimetri pătrați, de data asta, desigur, vom înmulți, dar vom înmulți, după cum ne uităm, 1, 2, 3, adică 100 ori 100 ori 100, adică 10 la puterea a 6. Deci, diferența fundamentală la transformarea la arie este că dacă transformăm din unități mari în unități, din unități mici în unități mari, atunci se face împărțire cu 10 la puterea 2n și dacă se transformă din unități mari în unități mici, atunci se face înmulțire cu 10 la puterea 2n. În această situație, n este numărul de segmente. Și observați, în prima variantă n era 2, adică am împărțit cu 10 la 4 și în a doua variantă n era 3, deci am înmulțit cu 10 la 6. Să facem niște transformări. Prima dată trebuie să decidem dacă avem înmulțire sau împărțire. În fiecare din aceste situații ne apare și dreapta care ne poate ajuta. În această situație, la absolut fiecare, vom avea înmulțire și, după cum vedeți, din decimetri pătrați în centimetri pătrați, înmulțim cu 100, adică rezultatul ne dă 500. Și în a doua variantă avem tot înmulțire, că din metri pătrați transformăm în decimetri pătrați și acolo vom înmulți tot cu 100. Dar din moment ce 0,6 trebuie înmulțit cu 100, mutăm virgula și, desigur, dacă este necesar, adăugăm zerouri. Așa ne dă 60. Și la ultima, acolo deja trebuie să înmulțim cu 10.000, adăugăm zerourile și vom muta virgula, de data asta, 4 cifre. Și rezultatul ne dă 400. Dacă vrem de data asta să transformăm dintr-o unitate de măsură mai mică într-o unitate de măsură mai mare, de data asta vom face împărțire, trebuie să decidem cu cât. În prima situație, de la decimetri pătrați la metri pătrați, trecem peste un singur segment, adică vom împărți cu 10 la 2, cu 100. Pentru a realiza însă această împărțire, trebuie să mutăm virgula două cifre. Și în a doua situație facem tot împărțirea. Vom împărți cu tot cu 100. Aici este o împărțire simplă. Și în a treia situație tot împărțire, numai de data asta trecem de la centimetri până la decametri, trecem peste 3 segmente, adică împărțim cu 10 la 6 sau cu 1 milion. Deci vom muta virgula 6 cifre. Dacă nu avem suficiente cifre, întotdeauna se completează cu zerouri.
să aplicăm cele învățate, dacă avem un dreptunghi care are lungimea de L mare și lățimea de L mic, atunci aria dreptunghiului este lungime ori lățime. Dacă avem un pătrat la care latura este, am notat-o cu A mic, atunci din moment ce cele două laturi sunt egale, aria este A pătrat. Încercați să calculați aria figurii alăturate. Poate e mai util prima dată să calculați lungimile laturilor pe care nu le cunoaștem și pe urmă să calculați aria încercând să faceți o sumă de arii. De exemplu, am putea să zicem că avem o piscină de această formă, desigur atunci ar fi dimensiunile exprimate în metri. Laturile necunoscute sunt de 6 și de 2 cm. Și putem împărți dreptunghiul, adică figura geometrică, în două dreptunghiuri și calculăm separat aria dreptunghiului mic și aria dreptunghiului mare. Și astfel obținem 147 cm pătrați. Un alt exemplu ar fi altă figură geometrică, alte dimensiuni. Prima dată tot așa calculăm laturile necunoscute și pe urmă calculăm aria ca o sumă. Dacă ne uităm, deci cele două laturi necunoscute sunt de 6 și 12 și aria ne dă 92 cm pătrați. O imagine similară de calcul de arie putem avea când avem de calculat aria unei suprafețe. Central Park e un exemplu foarte bun, pentru că parcul central din New York are o formă de dreptunghi, adică este o figură geometrică aproape regulată. Ca și temă, vă recomand să faceți, să copiați în caietele voastre aceste trei figuri și să încercați să calculați aria pentru fiecare. Rezultatul să-l exprimați în centimetri pătrați. Vă mulțumesc! Vă aștept la o altă resursă! La revedere!